În afară de giurgiuvenii care se plâng că nu au locuri de muncă, sunt și cei care au unul, dar se plâng că nu-și primesc salariile. De la începutul anului și până în prezent, în evidențele Inspectoratului Teritorial de Muncă au fost înregistrate 443 de sesizări, cele mai multe dintre ele formulate de persoane nemulțumite că societatea nu și-a achitat obligațiile salariale. Într-o pondere mai mică ar fi cele cu desfacerea contractului de muncă fără acordarea preavizului, dă protecția muncii referitor la asigurarea de către angajator cu echipamente de protecția muncii. Am avut și în jur de 8 sesizări, dar sunt în mult mai mică măsură decât restul. Dar în principal sunt banii care sunt datorați de către angajator în momentul în care își fac documentele de lichidare și nu și-i primesc. În urma sesizărilor primite de la angajați, inspectorii în muncă sancționează firmele reclamate, însă această măsură nu conduce neapărat și la plata drepturilor salariale restante. În acest caz, angajatului nu-i rămâne decât să se adreseze instanței de judecată pentru a-și recupera banii. Dacă nu-și primesc banii de către angajatori, într-un termen stabilit de către inspectorii de muncă în urma controlului efectuat la sediul societății respective sau la noi, dacă vin și primesc invitație, vor primi o amendă destul de consistentă de la noi, după care persoana reclamantă se va adresa instanței de judecată la Tribunalul Muncii, contencios administrativ, conflicte de muncă, unde în măsură de aproape 100%, în maxim 3 luni de zile, îți recuperează sumele datorate de către angajator. Inspectorii în muncă îi sfătuiesc pe angajați să acționeze societatea în instanță pe baza unei hotărâri judecătorești. În acest caz, reclamantul nu are nevoie de un avocat, se poate reprezenta singur și trebuie să prezinte ca probă principală adresa primită de la ITM în urma sesizării sale.